moartea lui George Floyd a scos la iveală problema brutalității poliției și a rasismului în America. Așa cum ne va explica Charlene Aaron de la CBN, potrivit multora, doar biserica poate vindeca ura și durerea din inima oamenilor. Liderii creștini fac parte din corul de voci care cere justiție rasială în America după moartea lui George Floyd, în care a fost implicată poliția. Într-o postare pe Instagram, fondatorul Pulse Ministries, Nick Hall, a spus despre George Floyd că este vecinul său. El a spus că Floyd nu locuiește în vecinătatea sa, dar Minneapolis găzduiește mișcarea Pulse și a fost și orașul lui George. De la moartea lui Floyd, Hall este într-o misiune însemnată pentru a căuta justiție. Dumnezeu îi iubește pe toți. Acesta este clar. Ceea ce nu este clar este faptul că viețile afroamericanilor contează. Există un istoric al rasismului și al discriminării cu care trebuie să ne confruntăm. Recent, Holland a început să colaboreze cu artistul de muzică hip-hop, nominalizat la premiul Emmy, Cory Dean, cunoscut și cu numele de Cross, pentru a atrage atenția asupra acestei probleme și pentru vindecare. Potrivit lui Dean, această tragedie mediatizată a devenit o flacără pentru comunitatea afroamericană și nu numai pentru ea. Cu săptămâni în urmă a fost ucis Ahmad Arbery. Aceasta nu este o tragedie nouă pentru afroamericani, este o tragedie istorică, o mentalitate istorică, o travă istorică. Este o problemă de rasism care trebuie rezolvată imediat. Potrivit lui Din, această responsabilitate este în mare măsură bisericii. În primul rând, să nu ne temem să rostim cuvântul rasism. Albi, creștinii nou născuți din America, trebuie să se întrebe cum au fost crescuți nu doar de familia restrânsă, ci și din punct de vedere istoric, având o poziție privilegiată. Și noi, afroamericanii, trebuie să ne cercetăm sufletul. Nu putem continua să predicăm Evanghelia doar omului sărac. Avem nevoie de transparență. Deoarece multe demonstrații au devenit violente, Hall a subliniat faptul că credincioșii din orașul său și nu numai ajută la menținerea păcii. Biserica din orașele gemene ies în prima linie și se roagă. Ei participă la protestele pașnice. Ei oferă mâncare. Deoarece situația rămâne tensionată, potrivit lui Hall, Biserica trebuie să inspire speranță și un viitor mai bun pentru lumea pierdută și rănită. În cer nu vor ajunge doar albi, doar afroamericanii, doar asiatici, ci cu toții din orice limbă din orice înoră. Trebuie să depunem eforturi în această privință. Alpha.